Salutare tuturor, sunt Andrei bine v-am oameni buni la un nou episod din noastră minunată de hărți. Se abonează și astăzi, frazor, vom continua harta răzbunarea Tudorecului asta însemnând că ne vom juca pe răzbunarea Tudorecului 3, făcută bineînțeles tot de către prietenul nostru Ștefan. Și vreau să mulțumesc foarte, foarte mult pe această care pentru că, frate, uite, ne trimite toate aceste hărți într-un timp foarte, foarte scurt și Continuăm și așa cu povestea, cu această mini-serie intitulată Răzbunarea Tudoricului și înainte de a începe frazor, nu uitați să apăsați și acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade, chiar sper să putem strânge peste 2000 de like-uri la acest episod, ar fi chiar super, super tare și haideți să vedem cine a pregătit Nena uh, Nenea Ștefan, acelișa, avem aici patru părticele, uh, este spun schimbat și nu știu pentru ce aici că vor mai multe capete. Și avem... Uh. Oh my fucking god, discrecia. Bă, Tudor, sunt Andrei, Hero Hero, Roni și Geo. Mi se pare mie sau o să intre și Roni în poveste, după cum am spus și clipul anterior. Adică, mă rog, ha, um, partea anterioară cum a revenit, pentru că am, am fost eu, a fost Hero Hero, e el, Tudorică și Geo. Și acum e și Ronnie. Ha, ceva este ciudat, oameni buni. Ceva este ciudat. Hai să vedem aici. Oh, am nimere bine. Hai să vedem. Info. Creator, hero, uite răzbunarea Tudricului 3 pe ecran și să veniceți ce scrie aici, creator, hero, hero, aca Ivano Ștefan, Tudricul, Geo și Roni. Mapa este testată 100% deci nu trebuie să-ți faci griji, am muncit ceva mai mult la această mapă și sper să-ți placă, de această dată am încercat să folosesc mai multe command blocuri ca să arate mai interesant decât mapele precedente. Have fun, super tare! Hai să vedem comenzile, presupun că mi le el. Comenzile au fost setate, super tare, mersi, fain. Reguli. Nu-ți pe blocuri, nu folosi game de la nevoie, distrează și regulamorați amorați peste 2000 de like-uri, te că și Ștefan este de așași părere cu mine. Și poveste, hai să vedem. Tudoricul a încercat deja de două ori să se răspune pe tine, dar ei ne toate planurile. De așa zărată, Tudoricul și cu Geo s-au gândit să-l angajeze pe Ronnie, eram sigur, frate, drept asasin. Uh, Roni va lăsa pe cei doi amici ai tăi să se ocupe de toată această treabă, iar dacă vii putea să treci de cei doi, Roni te va aștepta la ultimul nivel unde a răpit-o pe Sabina ca să-ți capteze atenția. Roni va fi cel mai mare obstacol al tău, deci învinge pe cei trei prăditori și salvează-o pe Sabina. Oh my fucking god, ok. Asta să fie interesant. Deci, reguli, am fost info, poveste bun. Uh, trebuie să mă duc aici în dreapta, parcă pe aici în dreapta. Deci v-am spus eu că o să vină și Roni. Ce vine aici? Level. What? Uh, level 30 setat și setul ZZ, preț, level 30. Bam, 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 oh my fucking, ai câte chestii mi-a dat aici? Deci, uh, mi-a dat și bloc de lapis. Facem așa. Uh, golden Apple, bam, 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 bam. Bă, um, level, presupun că o singură dată trebuie să dau, nu? Adică, mi-a luat tot levelul și mă gândesc că o sigură, hai să dăm decât dată frate, că după poate spune... Adică, parame, hai să nu dăm de mai multe ori, să nu facem level 7000, să ne Întâm cât vrea cioaca noastră. Hai să mergem aici, frumușel, și hai să vedem dacă avem... Oh my god! Uh, ba nu, stai că trebuie să mă duc să-mi iau level. Stai un pic, altfel n-am cum să mă încantez. Corect? Și degeaba era la o atunci. Dar pe atunci pot să... Mă gândesc că pot să dau level de câte ori vreau. A, ah, nu, îmi setează automat level 30. Ok, deci mă duc. Îmi pot o odată sabia, nu? No? Și 4. Și mă gândesc că mă mai pot duce încă o dată ca să-mi seteze iarăși level 30, mă gândesc eu, nu? Da, nu. Păi, pana mea, altfel nu aveam cum să mă înceantez și așa ce mi se pare cel mai ok. Ok, hai să vedem. Uh, Aqua Affinity nu. Torns. Merge, merge. Torns cu progetal Protection. Eh. Nu-i prea bine, Te văd acum ce înceantă o să urmeze pe cască, măcar Respiration 3. Nu știu eu totuși dacă o să am nevoie de Respiration, frate, pentru că, pana mea, e o hartă făcută de către Ștefan. Uh, nu știu dacă o să, gen, nu suntem survival, știi? Deci, nu știu ce să zic. Progetele la Protection, iarăși, are fucking kidding me! Dude, are fucking kidding Să mai iau un set, gen? Protection 4, oh, da. Protection 4, bun, băgăm pe Boots Protection 4 și o să vedem pe cască, o să pice iarăși Projectile Fucking Protection. Asta e, frate, o să avem un set cu Projectile Protection, încercăm așa, pana mea, nu vreau să pierdem foarte mult timp și nu vreau să minciantesc foarte, foarte multe chestii, pentru că îi se pare mai interesant să fie așa, gen, cum facem noi din prima, ăsta ne-a fost cu frate, o să lăsăm așa, știi, nu stăm acum să, vai domne, nu-mi pică chestii faine, bun. Bă, butoanele astea ce fac? A, ah, chicile. A, ah, uite mă. Deci erau butoane aici, că văd în ce direcție. Info și comenzi. Chici level. Start game. Și fix pe acolo n-a fost. Și aici, aici tribut. Tribut, ok. Și aici e start game. Nu, no, super tare. Și aia din centru pe care am apăsat, cred că era ceva spawn point. Hai să vedem. Nivelul 1 găsește itemele. Nivelul 2 parcur. Nivelul 3 infernul fraților praștie. Și nivelul 4 lupta finală. Hai să mergem la nivelul 1. Găsește temele. Oh my fucking god. Ce ai trebuie să găsești? Oh, da, aici scriem. Apasă aici. Apasă acum aici? Sau? What is there? Uh, trebuie să le pun. Ah, ok. Dacă aduni toate itemele, vei primi un bonus la ultimul nivel. Aduna itemele și bagă-le în chest, apoi ieși pe ușă și continuă misiunea. Și această baie se uită la mine. Pam, am omorât. -o. Deci, am nevoie de cap de schelete, uh, ciupercuță, Cab web, dar cum o să iau eu cab web Prespun că o să-l pun într-un cufră pentru că dacă spar cab web îmi dă string. Restă un ceva lănă verde și buton. Deja am uitat, dar nu-i bai. Ne aducem ne aminte. de data și o să le vedem, uite. L-am văzut, clar, frate. Nu aduc aminte gen dacă îl văd așa, știi? Acum chestia e că vreau să-l și sparg. Asta e partea a doua. Amă! Amă! Au cât de greu să spargi aici de Hai repede că mor aici. Oh, mă sufoc. <laughs> mă sufoc în fântână. What the fuck, man? Ok, trebuia și ceva butonaș. Mă gândesc că l-ar putea pune pe ei. Oh, ciupercă. Ciupercă am găsit-o. <laughs> am găsit. Suntem pe ciupercuțe acum, oameni buni. <laughs> ok, deci. Uh, trebuie să iau luna asta. Deci, ciupercuța am găsit-o. Asta l-am găsit. Mai trebuie string sau cab web, vedem. Redstone, uh, asta verde, lâna verde și buton. Hmm. Uh, t -t 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 -t. Pe aici ar putea... O, oh, redstone. Te vedem. Unde ar putea pune ceva lână verde pe aici? I'm wondering. Am voie să sparg. N-am voie să sparg, nu? Să nu mă pot duce în pom sau ceva. What? Bă, da, un buton la mine. What? De ce am un buton la mine? Unde am găsit butonul? Dar l-am găsit. Tare! Deci am găsit și butonul. Nu știu cum. Dar mi-a dat butonul aici. Uh, redstone, string și... Să un pic. Da, string și lână verde. Butonul știi de unde cred că e? Pentru că când am intrat în nivelul ăsta știți ca sări butonul și s-ar putea să fie de la chestia aia, nu? Dar hai să lăsăm așa totuși dacă găsim alt butonul să-l punem pe celălalt kit că nu cred că are importanță. De deci string și lână, lână verde. Hmm. Unde putem găsi noi pe aici lână verde? Ba dar pe aici nu e nimic așa mai... Mai ascuns de fel, a pus lacul ăsta aici așa degeaba, o frate, mă. Ha. Ha! Oh. fac un villager din la nebun. Villager din acela nebun atec. Dați-vă lor de aici. Eu caut ceva șmecher acum. Trebuie să și găsesc, știi? Ca mai e chestia. Deci acolo a fost capul de schelete. Mă, aici, ia. Aici, fix de unde începe să curgă. Nu Ni nimic acolo. Mă gândeam dacă pot sparge ca să morc în pom, deși nu cred. Bă, și unde ar fi putut pune la vede de boss? Aici? E să nu fie napa ascunsă aici și eu să nu-mi dau seama pentru că sunt și blocuri de-astea de iarbă, știi? De ierboc. Blocuri de ierboc și nu-mi nu prea dau seama. Pe aici nu. Nici pe aici. Ok, mă gândesc să-mi dau... Uh... Să-mi dau game-ul 3, numai așa ca să vedem, hai să-mi dau game-ul 3, știți că de obicei la aceste nivele cam așa fac să-mi dau game-ul 3, măcar ca să văd um, Unde sunt șmecherile astea, da? Ca să nu mor și-o să nu terminăm și noi nivelul ca uh, Canableții, dar bine, acum trebuie să-mi și dau seama, frate Unde sunt chestiile astea, că dacă, uite, nu s pe aici pe jos nu... mm, 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 mm. Să-mi fie pe aici prin pom, fie antenă, ia Fii aici prin pomișor ceva Ascuns, nu nimic. Hmm. Uite așa. E, în fine, frate, deci cine mai trebuia? Ne mai trebuia uh, pânza asta, care e cab web și luna verde. E, în fine, să mi a zis că dacă adun toate itemurile, voi primi un bonus la ultimul nivel, dar nu le-am le adus pe toate. E, asta se mai întâmplă și apăs pe buton finish level 1. Dar bun, și acum am e unde era info și comens? Nu, aici era. Kitchen level, bun. Pa nu, e în parte asta, parcă. Nu aici. Tribut. Deci am încercat toate variantele, frate, până am ajuns la asta, pana mea. E felul de parcur. Uite mă, de acolo, uite mă de aici am primit butonul, uite că l-am iarăși. Deci nici butonul nu-l găsisem, de fapt, și de drept. V-am spus că mi-a sărut aici. Și ce avem un parcur super, super interesant făcut din câte văd eu. Mi-a dat și efecte ca să te oprească din misiunea de salvare, Tudoricul s a pregătit un parcur. Vrea să facă unul cu lavă ca să arzi în chinuri, însă i s-a făcut poftă de ceva dulce, până să-și dea seama, deja a făcut acest parcur. Fă parcurul și continuă în misiunea ta de salvare Asta a Sabinei. Dacă vei cădea jos, dă-ți kill. Dacă vei cădea jos de toți, mi-a dat aici speed 3. Am căzut deja, deci nici, nici, de prima săritură n-am trecut cu bine, că deja am căzut ești nebun. Bă, dar nu, 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 nu. Kill. Stai un pic, că trebuie să iau efectul ăla, frate. Nu? Uite că era să fără efect, trebuie să dau kill okay, ca să dau iarăși pe buton Ca să-mi dea iarăși efectul Ok Și nu trebuie să cad jos de tot Păi ești ne e un parcur cu dulciuri, dar e parcur dulce Uuu, dulcegărie oh, Ce fain arată, mă Super, super tare Hopa Ha, mă, că trebuie să fie Destul de easy peasy Oh, God Păi și mai era puțin deci mai aici la final este puțin, uite, cu săritura aia, este puțin tel mai lungă săritura, mai lungă. Ah, vă gândiți la nu, vă gândiți la prosti frazul, ce facem noi aici? Ce facem, mă, noi, acile? Așile? Oh, god dang it. Deci m-am gândit că dacă o să mă grebesc, o să dau felul ăla. Hopa. Știi care e chestia? Că îmi spamează încet povestea, știi? Pentru că eu dau pe buton special, nu pentru poveste, ci pentru efect. Dar nu-i bai, nu mă deranjează foarte mult, sincer să fiu așa. Dar așa ca idee, știi? Că ar fi să fie gen butonul cu efect separat Sau să fie niște pressure plate pe jos O, oh, da, câți de tot Să fie niște pressure plate pe jos În caz că, na, caz și îți dai kill Să calci automat, să nu mai stai să dai tu, știi? Asta așa ca sugestie Oh, da Oh, da, my friend My friend Super tare, bam! Finish level 2 Genial al aici era, nu? Stargame, da mă, pe aici era. Da, bun, și mai avem două nivele, nivelul 3, Infernul Fraților Praștie. Îți curios. Oh, mama, infern aici. Gheo, stă cu tot dracul sa. S-au hotărât să te o dată pentru totdeauna în acest templu străvechi. Ai grijă că și de această dată vei fi va fi mult mai dificil decât data trecută. Eu zic zis, mă, frăzor, ăștia chiar se pun cu noi. Deci ăștia chiar vor să se bată cu noi. Chiar atât de mult pe obă. bă, Gheo, o, poți mă arunc? Nu poți mă arunc dacă mă arunc era în Chiar atât de mult tu pe ghii ăștia. Ghii e unul mai mare ca celălalt, că na, asta e cât să fă, dar totuși... Ia, na, no, pam! Oh, opa! Ca să treci mai departe, trebuie să te bați cu Gheostyle și cu tutoricul. După ce trebuie să sparge gratile și continuă misiunea de salvare. Mamă, care e la rapid, fra... oh, Care vine după mine? Geo Style! Geo Style la fel de gay! Du-te de aici, Keo Style. L-am bătut pe Keo Style, easy peasy, tu trebuie că... Tu ca, ca pe Skywars, frate. Uite, nu-l ajută pe Keo Style, vedeți? Îl doare fix în cod, deci tu ca, în, ca pe Skywars, soate No teamwork, tu dori că ne pare rău, dar no teamwork. Și mi-a dat un pickaxe, spargem, super genial și mergem mai departe. Finish level 3. Tare, frate, și acum a, dăm de ronii, nu? Că acum e gen finalul. Nivel 4, ta finală. Bă, 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 pe păi bă, de ce a sărit? Pe păi bă, uh, de așa. Ok, păi trebuie să fie aici un buton pus, nu? Nu, nu știu, mă gândesc și eu. De ce a sărit? Uite, a sărit un buton și m-am... What the fuck? Și nu am cum să pun buton pe astea, gen. Gen gen. Ok, pe păi atunci știi ce fac? O să pun, uite, o să pun blocul ăsta cu lân, nu știu ce s-a întâmplat asta. Da, în fine, e bai. Bam, lupta finală. Nu știu ce a sărit butonul ăla, sincer, dar nu contează, am reușit să... Ajungem aici, lupta ti... Lupta titanilor. <gângâng> nu, deja a început! Nu, a, mă omoară. Dar Roni nu-i la PFP. Așa l-am. ha, de ce, ce scria? Mamă, se spunează și zombie, M-a aruncat la vă. Bă, dar ce scria? Roni s-a gândit că vei reuși să-i bați pe cei de așa că s-a pregătit să se lupte serios cu tine. bate ca să îi iei cheia și să termin harta mult succes. Deci trebuie să-mi dau kill. Mă gândesc. Pentru că m-a aruncat în lavă nesimțitul de Roni. nu-i bun la PvP. Și și-a adus armata de... M-a bătut. Oh my god, de ce mă bate Roni, oameni buni? De ce mă bate Roni. Poțune de regen? Nu! ce e aici? Lol, ce e aici, frate? God dang L-am bătut pe Roni! Dar sunt prea mulți zombie și mă bat zombie acum. L-am bătut pe Roni. Și acum, ce facem? Acum ce facem? Fugim? Fug. Uite aici mă duc. Uite aici mă duc. Și ce fac aici? Ce fac aici? Ce fac aici? Uh, cheia! Am găsit cheie! Și acum ce fac? Buton! Nu nimic? Prea mult zombie! Bă, bă, stai un pic, stai un pic. Că totuși trebuie să vedem și noi ce să facem aici. Stai! Uh, battle ca să iei cheia și să termin harta. Ok. Acum este mult mai calm. Nu știu, deci, acum este mult mai calm. Cred că mi-a dat butonul simplu. Da, avea numele cheia, dar în fine. Pe păi bun, și ce fac acum?

pe bun și che. A, uite mai aici ce idiot sunt. Uite că era blocul ăsta diferit, știi? Nu, era la mintea cocoșului, dar nu mi-am dat seama, pentru că e întuneric. Time set day. Și nu am fost foarte, foarte atent. Uite, acum se vede, frate. Uite aici unde era bloculețul ăsta. Bam! Super tare și... Felicitări, ai reușit să-l învii și pe Roni și să o salvezi pe Sabina. Acum, fără, fără îndoială și mai tare și nimeni nu mai întrezește să se opună ție. Finish level 4. Și ce o căsuță? Și cine în căsuță? Oh. Și ceva pizza pe aici. Și aici. nimeni. Finish! Aici, cred că trebuia să fie Sabina, dar am dat, am dat eu pe Peaceful. Nu? Mă gândesc. Deci, cred că trebuie să fie Sabina, dar am dat eu pe Peaceful. E, asta se mai întâmplă. Felicitări că ai terminat, bă, și Sper că nu, -a, că nu ai întâmpinat prea multe probleme. Sper că ți-a plăcut și această mapă. Și să-mi zici dacă mai vrei și dă niște sfaturi cum a fost mapa față de precedentele. Bă, chiar a fost super tare. Ca și precedentele, deci toate mapele care au fost super tare. Ce trebuie modificat, schimbat, ce nu ți-a plăcut la mapă? Nu trebuie modificat sau schimbat nimic. Chiar a fost, uite, mapa asta a fost mult mai... Um, este mai originală decât celelalte, dar oricum și celelalte au fost tari, frate. Fiecare mapă a fost tare în felul ei și um, ce nu se a plăcut la mapă mi-a plăcut totul, sincer să fiu. Și este posibil să mai există o mapă pe viitoare, zic posibil, o mapă viitoare, dacă va fi, se va numi probleme în paradis sau poate va fi și o răzbunare și o continuare la răzbunarea Tudoricului 4. Bă, chiar ar fi fain să continui. Mult succes în continuare și mulțumesc că mi-ai jucat mapa. Mai ca frazor, cam asta a fost episodul, încă o hartă super, super genială, așa cum ne-am obișnuit deja. Ștefanul mește este iarăși cu o hartă super tare, a fost partea a treia, l-am bătut și pe Roni, acum frate, Roni, ți-am arătat cine e șeful. Um, sper că v-a plăcut și chiar sper să strângem peste 2000 de like-uri pentru această hartă pentru că a fost super genială și nu uitați dacă vreți să-mi trimiteți hărți la adresa de mail hărțaronminecraftliniusaromania.ro I-am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne auzim data viitoare. Ciao, bă, pa!